Bun găsit la știri, transportatorii și fermierii rămân la fumat și încearcă în continuare să intre cu utilajele și camioanele în capitală. Oamenii spun că nu pleacă acasă până nu văd toate promisiunile guvernului puse pe hârtie. Și de la o oră la alta se adună tot mai mulți protestatari. Reprezentanții fermierilor și transportatorilor spun că nu pleacă acasă până când nu vor avea o dovadă concretă că revendicările lor vor fi satisfăcute. Așteptăm mesajul clar, așteptăm miercuri sau joi când dânsul a spus că se întrunește pentru să dea ordonanța, așteptăm. Până nu vedem hârtiile semnate, nu vom pleca acasă pentru că nu pot să mă duc ce le-am promis și ce am fost la discuții și negocieri, să le spun oamenilor, gata, haideți acasă și mâine să nu se întâmple, să arunce cu noroi în noi, să spună, păi de ce ne-ai luat acasă, ne-ai adus până acolo și am venit, mă, ne-ai adus, ne-am strâns până acolo, noi acum imaginile noastre sunt peste tot. Noi la ora actuală suntem purtătorilor de cuvânt. Nu acelor independenți, nu suntem, adică noi ne-am strâns grupuri și ne spunem mofu, dar ne-au ales dintre ei și de asta, nu că suntem noi mai deștepți sau ne-au ales efectiv. Una dintre cele mai mari probleme ale transportatorilor rămâne RCA-ul. Aceștia susțin că asigurările obligatorii sunt extrem de mari, fără niciun motiv. Noi de la ASF ne-am ridicat la masă fără niciun rezultat, zero rezultate din partea lor, zero soluții. V-au mai chemat la ASF pentru discuții? Momentan nu, probabil domnii nu au soluții sau încă fac calcule. Pentru că nouă ce ne-au prezentat, n-au prezentat cifre, n-au prezentat un sistem prin care se poate schimba piața RCA, au venit doar cu niște propuneri, atâta tot. Chiar dacă domnii știau că noi protestăm în stradă de câteva zile, știau problema noastră, în schimb la discuții nu au prezentat absolut nimic. Protestatarii au ținut să reafirme că nu sunt afiliați politic și acuză că sunt extrem de multe dezinformări în mass media. Vreau să precizez faptul că sunt anumite posturi de televiziune unde se dezinformează foarte mult, venind cu dezinformarea că noi am cerut expres demisia domnului ministru Grindeanu. Și nu este adevărat, noi nu am cerut demisia niciunui ministru din Guvernul României, nu am cerut demisia Guvernului, noi nu vrem acest lucru, noi avem nevoie de persoane care să fie în funcții ca să putem să avem cu cine să găsim aceste soluții pentru țară în aceste momente. Vă rugăm frumos, populația, nu cădeți în capcana care se pregătește. Se pregătește din nou deturnarea protestului, cum s-a întâmplat și în data de 10 august. S-au activat anumiți troli, anumite posturi de televiziune. S-a pus presiune pe anumiți oameni care au cedat. Acei oameni sunt acum la toate televiziunile și fac tot felul de anchete și tot felul de demonstrații și tot felul de acuzații și tot felul.